deja a nuestras casas ya. ¿Habemos por lo que tenemos en la? De răspundere dată de la Andrei Reg, Așa, ok, da? Da. 1, 2, 3, 4. Asta e 2, 3, 4. Asta e 2, 3, 4. Stai o secundă. Bună ziua, bun venit! Iată-ne din nou aici la primăria municipiului Roman. Astăzi Partidul Social Democrat a depus din nou listele pentru Consiliul Local și pentru primăria municipiului Roman. Avem plăcerea să vi-l prezentăm astăzi ca și candidat al Alianței Roman 2020 pe domnul profesor Viorel Stan. Sigur, știți foarte bine cu toții întâmplările din ultima perioadă și am să încep prin a-i mulțumi public domnului primar Lucian Micu pentru faptul că s-a alăturat echipei Alianței 2020 aici la Roman și vreau să îl asigur de toată susținerea și sprijinul meu personal și de toată considerația, pentru că am convingerea că în continuare romașcanii vă iubesc și vă stimează. Sunt bucuros că astăzi alături de mine este profesorul Viorel Stan, candidatul nostru la primărie, un om pe care îl cunosc toți romașcanii, prin mâna căruia au trecut foarte, foarte mulți copii și adulți de astăzi și am convingerea că domnul Stan, în echipă cu Lucian Micu, cu Alin Antohi, cu domnul senator Manoliu, cu Ionuț, partenerul nostru de la USL, de la PP USL, vor face o echipă redutabilă aici la Roman. Avem aici alături de noi pe cei care vor alcătui viitorul Consiliul Local aici la Roman, o echipă de asemenea redutabilă, oameni serioși, oamenii cunoscuți și recunoscuți în comunitatea din Roma. Echipa pe care domnul Viorel Stan o va face cu domnul Lucian Micu va fi o echipă redutabilă, o echipă care va continua toate proiectele pe care primarul Lucian Micu le-a implementat aici la Roma. M-am uitat așa de curiozitate pe lista Partidului Național Liberal. Și n-am înțeles și n-am să înțeleg niciodată de ce, domnule Leureanu, vreți să păcăliți din nou romașcanii. Ce căutați dumneavoastră pe locul întâi la lista de Consiliu Local? Vreți să rămâneți consilier local sau vreți să mințiți pentru a doua oară romașcanii, să-i păcăliți, să vă voteze, după care să plecați în Parlamentul României? Am văzut că vă arogați meritele de a pune primarul Romanului. Domnule, atitudinea dumneavoastră este de profesor de școală primară. Vreți să puneți semn de carte la Roman? Haideți să lăsăm romașcanii să aleagă primarul. Nu veniți cu atitudinea arogantă și le cereți romașcanilor să voteze un om care nu are nicio carte de vizită și nicio realizare pentru a fi primarul Romanului. Vreau, cereți respect, vreau să arătați respect romașcanilor. Eu, în calitate de președinte al Consiliului Județean Neamț, vreau să asigur romașcanii că îl voi susține pe Viorel Stan pentru funcția de primar, îi voi susține proiectele pe care domnul Stan, împreună cu domnul Lucian Micu, le vor implementa aici la Roman și am convingerea că parteneriatul între Consiliul Județean Neamț și Primăria Romanului va fi un parteneriat trainic, un parteneriat care va aduce progres și un parteneriat eficient pentru cetățenii din Roman. Domnul Stan, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat să fii candidatul nostru aici la Roman. Am convingerea că vei fi un
un primar foarte bun, pentru că experiența de dascăl, de inspector școlar, de director de Colegiul Național, îmbinând-o cu tinerețea, entuziasmul și experiența domnului Lucian Micu, va aduce aici la primăria Romanului progres și va implementa proiecte așa cum merită romașcanii. Mulțumesc, domnule. Mult succes, sănătate, da, și vreau să îți dau cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc tuturor colegilor mei, membri în echipa aceasta care se dorește a fi o echipă câștigătoare la Roman. Vreau să salut cu stima și respectul cuvenit pe concetățenii mei, să le reamintesc că sunt profesorul Stan de chimie de la Roman Vodă, fostul director, fostul inspector general adjunct și apoi inspector, respectiv parlamentar în Parlamentul României. Doar pentru cei care au uitat, le reamintesc că numele de Colegiul Național Roman Vodă l-am adus în 2001 prin munca și abnegația întregului colectiv de cadre didactice, al cărui coordonator eram la acea vreme. Ce ne-am propus? Ne-am propus să facem Romanul și mai frumos. Ne-am propus să facem Romanul pentru romașcani și pentru cei care vin aici să se bucure de ceea ce vom realiza. Vom continua proiectele pe care vechea administrație le-a avut, pe cele bune, și fără discuții vom veni cu proiecte noi care să ducă imaginea acestui oraș acolo unde își are locul. Vreau să spun și eu un lucru. Hai să lăsăm pe romașcani să ne vadă, să ne analizeze și să decide cine va fi primar la Roma. Eu îmi doresc ca cu echipa mea să putem arăta romașcanilor ceea ce dorim să facem și să-i rugăm să ne dea votul. Ei vor decide primarul de la Roma. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Stan! Dumnezeu să ne ajute și pornim cu Dumnezeu înainte. Dacă dumneavoastră aveți întrebări. Dacă nu sunt întrebări, vă mulțumim pentru prezență. Mulțumim foarte mult încă o dată romașcanilor, pentru că am convingerea că vor cântări și vor decide cu sufletul și cu inima cine va fi primarul Romanului. Vă mulțumesc!